Icoane pe sticlă. Icoane. Asta zic și eu, afacere. Alo, Marcel? Da. Mișu la telefon. Vorbesc de la un telefon public. Sunt la Satul Mare, scurt. O să-ți procur niște vestigii ieftine. Ce, măi? Niște reminiscențe sticlă. Aha, martini. Ia-mi și mie câteva să... Da. Numai la băutură, zic capul. Am niște racile, domnule. Racile. Chestii de-alea, dar nu ne mai dezbărăm noi și ne critică. Le iau ieftin la prima mână. Aha, înțeleg, calamare. Da, da, nu înțelegi nimic. Ce-a venit la Satul Mare să iau ceasuri, ce ești nebun? E, atunci? Vorbesc de la un telefon public. Aaa, și te plouă acolo? Nu plouă, cum o să plouă? A, la București plouă rău de tot. E, da, da, observ că plouă pe banii mei. Păi spune, ce? Păi, cum să-ți explic? Păi oricum. Marcel, tu crezi în cineva pe lumea asta? Cred, în Maricica. Mi-ai luat de grijă, minune, minune asta cu Maricica. Lasă-mă cu Maricica că nebunesc. Marcel, pot să-ți procur. E, ce? Păi, asta e, ce? Ce? Niște vederi cu ramă de se pun ele în casă pe peretele de la răsărit. Eu pe peretele era pun frigiderul. Nu, ești contra mea, ești contra mea. Eu știu unde pui tu frigiderul, Marcela. Nu toți oamenii pun frigiderul pe peretele ăla unde când intră cu botezul, se duce drept acolo. În baie? Ești nebun. Cum o să intre cu busuiocul în baie? Cap de rumeguși. Marcel, Marcelică, Mișu la telefon. Da, măi, tu. Hai, nu știu, eu nu-ți cunosc părinții, dar despre tine am auzit că ai fost premiant în liceu. Fii atent la ce spun. Când zic Maramureș, tradiție, artă, artă primitivă, tu la ce te gândești? La Maricica. Lasă-mă, domnule, cu Maricica, că-mi nebunesc. De ce să te las, măi? De ce să te las? Mă iubești, o iubesc, de ce să te las? Marcel, Marcel, fii atent, Marcel, că-ți dau de înțeles. Dacă aș zice, luate-ar dracu, ar fi păcat. E normal, ce ți-am făcut? Și nu pot să-l omor, că e departe. Marcel, fii atent. Zic, Maramureș, tradiție, ape, munți, că mai ascultă vreunul, localnici peste tot, și în casă, la câte un localnic, la câte un localnic în casă. E, ce găsești la un localnic în casă? Palincă. Dacă mai zici odată palincă, te strâng de gât pe telefon, atâta știi. Palincă și Maricica. Mai bine erai mistic. Înțelegi? Mistic! Mistic! Păi nu sunt, măi. Păi puteam să am eu norocul ăsta? Du-te la dracu! Ba, du-te tu la dracu! Unde să mă duc eu, Marcelică? La dracu! Aha. Hai că încep să intri pe drumul cel bun. Ești pe aproape, pe aproape, Marcelică. Fii atent. Unde să mă duc eu, Marcelică? La dracu! Aha. Eh, eu zic ceva invers. Aha. Vrei să te împaci? Nu, vreau să te otrăvesc, Marcelică. Vreau să... Fii atent, Marcelică. Fii atent. Fii atent. Stai că te iau altfel. Hai, fii atent că nu mai am decât doi poli. Ascultă, tu ai văzut la televiziune serialul ăla cu unul care avea ceva pe cap? Da, Cojac. Omule, ăla n-avea nici păr, dar minte... Minte ce? Minte... Nu, că poate să nebunesc omul. Poate să nebunesc omul. Ascultă, Marcel, stai că te iau altfel. Am găsit Bucureștiul. Bucureștiul cunoști, opera. Opera, știi unde e? Da. E, ce e vis-a-vis de opera? Restaurantul Opera. Eram sigur. Ascultă, consumator amolit. Dar lângă restaurant, alături, alături, când o iei pe strada Sfântul Elefterie, subliniez, Sfântul Elefterie, ce e? Un părculeț. Bravo, Marcel. Bravo, Marcelic, așa este, așa este. Este un părculeț. Da, e un părculeț, așa. Și când intri în părculeț, înțelegi? Eh, eu pot să-ți procur castan. Asta este. Asta este. Așa este. Castan. Uite de ce dau eu 200 de lei la telefon ca să te întreb pe tine dacă nu vrei să aduc castane de la Satul Mare. Marcel.
Marcel, urmărește-mă că nu mai am bani. Ce este urmă? Ce auzi de la miliție? Marcel, Marcel, stai, stai că te iau altfel. E ziua ta. Pe 29 mai. Când vrei tu? Nu e când vreau eu, ți-arăt și buletinul dacă nu te cred, Marcel, că te cred. Nu trebuie să-mi arăți. Nu trebuie să-mi arăți. Ești în elementul tău. Vin, maricica alături, pe masă vin. Roșu. Roșu, roșu, cum vrei tu, de care vrei tu. Așa. Tu închini un pahar. Fii atent. Închini un pahar de vin. Da. Zi-mă, închini! Da, domne, ce mare lucru. Îmi vine rău. Îmi vine rău. E complet idiot. E idiot complet. Marcel, Marcel, stai că te iau altfel. Nu ai vin. Cum să n-am eu? De ce să n-am eu? O fiară, presupunem, stai că n-ai vin. Na. Păi am bere. N-ai nici bere, n-ai nimic, lacomule. N-ai nici bere, nici vin, nimic. Niciun fel de băutură și maricica fuge cu unul în provincie. Tu nu te rogi să-i calce tramvaiul? Numai pe el. Normal. E, și cum te rogi? Călcă la tramvaiul. Răule. Răule, și nu-l calcă. Renunți? Nu. E, ce zici? Cum te rogi tu? Arde la foc. E, nu e frumos. Da? Dar să o ia pe maricica e frumos? Păi nu e. Nu e. Și atunci tu zici... Dă, Doamne, Doamne, să-l calce tramvaiul. Zi. Să-l calce. Să te calce pe tine, de idiot. Zi după mine. Dă. Dă. Doamne. Doamne. Stop. Stop. Aici am vrut să ajung. Am niște poze cu omul. Cum adică, tu știi cu cine a fugit maricica și mi-ai ascuns? Ești nebun, ești nebun. Am poze cu ălaltul, cu... De ce sunt doi? Unul singur, celălalt, singurul. Da, ce să zic, mare lucru să ai poza mea. Da, bravo, Marcel, bravo, Marcel. Vă să zic că tu ești un Dumnezeu. Sunt. Bine, bine. Atunci fă-ți icoane pe sticlă la Fotobuzești să văd dacă ți le cumpără cineva. Asta. Alo. Alo. Alo, Marcel? Marcel? Da, că s-a întrerupt. Tocmai acum când plecaseră și ăștia din jur. Alo? Alo? Mișu! Mișu! Cum care Mișu? Mișu m-a atins cu Oraca, colegul tău. Marcel! Marcel, fii atent, pot să vorbesc, au plecat toți. Pot să procur niște icoane vechi pe sticlă. Marcel? Nu e Marcel? Nu e casa Marcel? Nu e o casă? Dar ce e? Tovarăș ofițer, vă rog să mă iertați, am greșit! Am greșit!